Deci, după cum știți, plata salariilor a fost una dificilă, așa am preluat-o, deci nu vreau să arunc pisica moartă în curtea nimănui, dar a fost o problemă spinoasă pe care a trebuit să o rezolvăm noi, luând taurul de coarne. În sensul că am fost nevoiți, printr-un compromis cu managerul unităților de învățământ, conform legea 153 din 2017, legea salarizării, și legii numărul 1 din 2011, legea învățământului, în care managerul unităților de învățământ trebuie să se încadreze în buget. Ori, după cum știți, învățământul este și la această oră subfinanțat, multe dintre școlile din județ nu se pot încadra în buget, tocmai din cauza numărului efectivelor mici de elevi din clasă, deci asta nu acoperă pentru că finanțarea este per elev, știm toți, așa, și s-a ajuns la acest compromis ca să putem debloca salariile pe luna decembrie. Așa. Acum o să se mai poate, eu știu, face mici artificii la salarizarea orelor suplimentare, perioada vacanțelor sau în loc de, știți, dacă avem o săptămână vacanță, s-ar putea pune lună întreagă să vedem cum se poate opera în EDUSAL. Deocamdată, pentru anul în curs, situația a fost aceasta de compromis. Pentru anul viitor ne-am luat niște măsuri de siguranță, adică încadrarea să fie exactă, să obținem avizul Ministerului, să relocăm anumite persoane de la didactic auxiliar și nedidactic în sensul acoperirii necesarului, pentru că în unele unități de învățământ, cum să spun, sunt persoane mai multe decât ar trebui, mă refer la didactic, auxiliar și nedidactic, iar altele au nevoie. De aceea trebuie reamenajate schema asta, având în vedere. Dar asta până la sfârșitul anului școlar, ca atunci când vom începe anul școlar viitor, să nu mai avem problemele care le-am avut anul ăsta. Declarațiile generalului Grigore Bocanci au fost susținute și completate de adjunctul Ioan Puiu. A fost o situație de criză, în sensul că în 2-3 zile trebuia rezolvată problema deblocării butonului de la minister privind plata salariului pentru luna decembrie. Toate candidatele județ riscau să rămână fără salarii. Și erau două variante la care ne-am gândit foarte mult. Era vorba de aplicat corect legea și plecat acasă vreo 20 și ceva de persoane care ocupau ilegal, pentru că erau clase subefective, aprobate și neprimit avizul de la minister și altele, sau această situație de compromis găsită de noi în ultima clipă, și bucuria a fost atunci când s-a transmis situația asta la minister, așteptam cu emoții să vedem dacă se deblochează, și când am văzut că toată lumea va primi salarii, am zis că pasul a fost făcut. E adevărat că avem niște luni de vârf, să sperăm că numai la sfârșitul anului școlar lucrurile se vor echilibra. Dar a fost singura situație de compromis, singura situație în care puteam să acționăm pentru ca toată lumea să primească salarii. Și ca nimeni să nu plece acasă și nu fie clase comasate. Sau clase comasate. Sigur că domnul general v-a spus foarte clar că ne-am luat măsuri de precauție. Adică nu, aplicăm corect legea și vedem, discutăm caz la caz, pentru că sunt situații și situații la nivelul județului. Un județ cu o suprafață foarte mare, cred că a doilea județ ca suprafață ca mărime din țară, și cu școli aflate în zone greu accesibile, pentru care am înțeles. Dar și sunt situații în care s-au aprobat în zone în care numai greu nu era de ajuns. În orice caz, nimeni nu va pleca acasă, mai asigură Grigore Bocanci. Dacă intră în restrângere de activitate, acum este metodologia de mobilitate, dânsii știu exact dacă vor mai avea acolo post sau nu, intră în metodologia de mobilitate, în restrângere de activitate și atunci poate vor fi post, dirijați la alt post, li se întregește catedra, adică merg tot ca titulari. Eu mă refer la titulari aici, da? Mai scad numărul de ore suplimentare? În sensul ăsta, da, mai scad numărul de ore suplimentare, la plata cu ore.